Rolul bisericii este să împace lumea cu Dumnezeu, așa se zice. Dar se și acționează în consecință? Nu este greu de observat că individualizarea este în trend, din familie începând și până la cele mai prestigioase instituții. Fiecăruia îi pasă doar de sine. Chiar și creștinului. Mai mult, chiar și pastorii sunt preocupați de sine, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Este această realitate hidoasă de neschimbat? Mai sunt oameni cărora le pasă de semenilor? Bun revenit la Comorile Înțelepciunii, sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră, și azi vă propun să intrați în lumea celor care atât de mult iubesc oamenii, încât nu se conformează trendului de centrare pe sine. Invitații zilei, Cristian Dumitrescu, Odniel Murza și Cornel Boingeanu. Înainte însă de a vi prezenta, vom afla noutățile din lumea religioasă. Urmează Christian News. Un grup de studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității Loma Linda a călătorit recent în Havana, Cuba, pentru a se implica în primul târg de sănătate orală. Potrivit organizatorilor, mai mult de 300 de persoane au beneficiat de asistență stomatologică gratuită în timpul târgului. Kerry Kerstetter, director și profesor în cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității Loma Linda, împreună cu o echipă formată din studenți din anii 3 și 4, au efectuat plombe, periaje și extracții. O mână de stomatologi și profesioniști locali au asistat la efectuarea procedurilor. Echipa i-a oferit de asemenea fiecărui pacient educație în domeniul sănătății orale. Am reușit să facem parte dintr-o misiune în domeniul sănătății orale, oferindu-le studenților o experiență clinică și o experiență culturală, precum și oportunitatea de a ajuta oamenii, a declarat Kerstetter. Echipa de la Loma Linda a adus un aparat portabil cu raze X, instrumente dentare, echipamente și consumabile. Pe fiecare dintre cele 5 scaune disponibile au fost consultați zilnic între 6 și 8 pacienți. Ferrer, care este și profesor în cadrul Facultății de Medicină Dentară din Havana, a declarat că intervenția condusă de echipa de la Universitatea Loma Linda a însemnat foarte mult pentru ea și pentru cei 10 profesori din domeniul sănătății care i s-au alăturat pentru a ajuta la clinicile stomatologice. Am putut să ajutăm, să împărtășim experiențe profesionale și să vorbim despre modul în care funcționează lucrurile, a spus Ferrer. Ei au învățat de la noi, iar noi am învățat de la ei, iar acesta este un aspect foarte important. Un dicționar pentru cărțile biblice și mulți termeni creștini în limbajul semnelor german-elvețian a fost pus la dispoziție online pentru cei aproximativ 10.000 de surzi din Elveția. Pentru credincioșii surzi și utilizatorii limbajului semnelor german-elvețian, cuvintele din vocabularul creștin lipsesc mereu, a spus managerul de proiect, care este și ea surdă și membra a comunității creștine pentru surzi Elveția. Comunitatea, fondată în 1991 și activă în diferite locații din Elveția germanofonă, a dezvoltat încă din 2013 un lexicon online pentru cursurile sale gratuite de limbaj al semnelor în biserici și de asemenea pentru uz intern. Rezultatul a 2 ani de muncă a fost prezentat recent. Pe lângă termenii în limbajul semnelor pentru cele 66 de cărți ale Bibliei, precum și diversi termeni creștini, au fost create și aproximativ 50 de videoclipuri scurte care explică întreg contextul alegerii termenului în limbajul semnelor. Totul a fost finanțat din donații. Organizația creștină Global Christian Relief va prezenta o bază de date cuprinzătoare a incidentelor de persecuție din întreaga lume, începând cu 2022, în cadrul Summitului Internațional pentru Libertate Religioasă din 30-31 ianuarie 2024. Global Christian Relief este o organizație din Statele Unite ale Americii care monitorizează persecuția creștinilor și a dezvoltat o bază de date riguroasă care urmărește actele de persecuție religioasă din întreaga lume. Creat în cooperare cu Institutul Internațional pentru Libertate Religioasă, acest nou instrument va fi prezentat oficial în cadrul Summitului Internațional de la Washington DC de la finalul lunii ianuarie. Numărând crime, arestări, răpiri, agresiuni sexuale și căsătorii forțate, baza de date privind incidentele violente conține deja o listă de peste 6.000 de acte împotriva credincioșilor în mai puțin de 2 ani.
construită pe numeroase rapoarte de la misiuni locale și globale, aceasta se dorește a fi o sursă utilă pentru jurnaliști, grupuri de libertate, de credință, reprezentanții ai guvernului și oricine este interesat de aceste date. Bun revenit la Comorile Înțelepciunii, sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră și azi vă propun să intrați în lumea celor care atât de mult iubesc oamenii, încât nu se conformează trendului de centrare pe sine, de individualizare. Cum trăiesc oamenii care duc vești bune? Aflăm azi de la invitații zilei, Cristian Dumitrescu, Odniel Murza și Cornel Boingeanu. Bun venit, domnilor! Eu vă vedem! Mă bucur tare mult pentru că ați răspuns invitației mele. Știu câteva lucruri despre fiecare în parte, puțin ce-i drept, dar vă las pe dumneavoastră să vă prezentați. Și o să iau de aici pentru că dumneavoastră sunteți cu vechime în platou la noi. Păi cu părul mult mai alb. Da. Domnule Dumitrescu, bine ați venit la Comorile Înțelepciunii. Sunt încântată că sunteți aici. O scurtă bine prezentare, vă rog. Am crescut, am copilărit în România, am avut șansa să lucrez în afara granițelor țării. Datorită anilor petrecuți în Asia, mai ales, am fost în contact cu religiile majore ale lumii, islamul, budismul, hinduismul. Și am căpătat o dragoste nu numai pentru ai mei români, ci și pentru cei care împărtășesc alte valori culturale sau alte valori religioase. Astăzi sunt din nou în România, ne-am repatriat și avem câteva proiecte interesante de misiune aici, în Superb. România. Superb. Greu ce spuneți dumneavoastră, pentru că înțeleg că bate o inimă de misionar, nu doar în trupul dumneavoastră, ci și în familia dumneavoastră, de v-ați permis să fiți plecați atâta vreme. Bun revenit în România. Avem și Mulțumim. Noi, între ghilimele, Africa noastră. Mulțumesc. Domnul Odniel Murza, bun venit pentru prima dată în platoul Comorilor Înțelepciunii. Bun găsit. Da, eu mă regăsesc în zona misiunii și a evangelizării încă de copil, pentru că cu părinții mergeam în tot felul de lucrări de evangelizare, cum le numeam noi, și undeva pe la 18 ani, când am terminat liceul, mi-am dat seama că chemarea e în direcția aceasta a misiunii. De vreme s-a întâmplat. Chiar mai devreme, pentru că aveam probabil în jur de 10 ani când deja mă gândeam la așa ceva. Serios. Dar, da, și pentru noi atunci misiunea însemna să ajungem în Africa și doar printre negri, acolo e misiunea, așa era cumva ideea generală. Am descoperit după aceea că Dumnezeu are planuri mult mai interesante, mult mai frumoase și... Primul institut pe care l-am făcut împreună cu cei de la Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor mi-a deschis ochii ca să văd că de fapt se poate colabora cu alte biserici, cu alte denominații și că chemarea este o chemare comună la misiune din partea Domnului. Îmi place foarte mult un gând care spune că orice creștin nou născut în Împărăția Cerurilor este un misionar. Corect. Nu pot separa. Nu se pot separa. Nu cele le putem două. Separa. Cine le separă, cred că pierde ceva din vedere. Mulțumesc tare mult pentru că sunteți astăzi aici. Domnul Cornel Boingeanu, bine ați revenit! Bine vă revăd și mă bucur mult să fiu aici. Sunt Cornel Boingeanu, am fost cadru didactic de 20 și ceva de ani. Sunt încă, mai am un pic și ies la pensii și de acolo. Mai rămâneți că pastor, sunteți inspiraționat și acolo. Okay. Și pastor, pentru mulți ani aici am ieșit la pensii de ceva vreme, dar misionar, cu inimă misionară și implicat în activitate misionară. Pentru că am vizitat anumite țări ale lumii, India, China, și am fost foarte impresionat de nevoia spirituală care există acolo. Și s-a aprins așa în sufletul meu pasiunea asta pentru misiune pe care nu pot înlătura de acolo și nici nu cred că trebuie. Că dacă ies la pensie de la universitate, e o treabă, dar de la misiune nu cred că pot să ies la pensie. Ideea cu pensia nu se potrivește nu pentru se creștin. Potrivește, exact, deloc exact, nu se potrivește. Exact. Un creștin nu iese la pensie. Sunt onorată de prezența fiecăruia în parte. Vom începe cu prezentarea misiunii. Dumneavoastră veniți cu OEM-ul împreună. Aici venim cu o misiune foarte interesantă, care totuși se asociază cu ceea ce faceți dumneavoastră. Corect. Pentru că eu știu două lucruri. Unul despre dumneavoastră, sunteți pastorul străzii. Așa v-ați supranumit cumva. V-ați săturat cumva de slujirea aceasta mai
cum să-i spun, sofisticată și ați căutat oamenii cu mari nevoi, dar care nu știu să strige am nevoie. Așa este. Despre dumneavoastră, domnul Dumitrescu, știu așa, că oamenii străzii nu cer neapărat pâine, nu cer îmbrăcăminte, ci cer Biblia. Și Biblia. Și Biblia. Sunt convinsă că nu doar Biblia, dar asta am reținut și m-a fascinat. Zic, uite că nu toți oamenii cer doar lucruri, cer mult mai mult. Așa că pentru început vă voi ruga, domnul Boingeanu, să prezentați dumneavoastră în calitate de președinte OM România. Cine este de fapt organizația? Ce este organizația aceasta? Organizația OM, prescutat Operation Mobilization, este în engleză, că este o organizație misionară internațională. Este o organizație misionară care se focalizează pe grija pentru nevoile spirituale și materiale, evident că astea merg mână în mână, pentru comunitățile de oameni care sunt mai comunitățile care sunt mai marginalizate. Mai puțin într-un acces direct la adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și noi căutăm mereu să găsim moduri prin care să ajungem la acești oameni. Adevărat că este foarte greu, dar ăsta este specificul misiunii. Și atunci ne uităm spre, cum ziceați mai devreme, oamenii străzii. Corect. Mulți dintre oamenii de pe stradă nu vor ajunge într-o comunitate de oameni credincioși, indiferent care este asta. Trebuie să le ducem noi la ei. Păi asta înseamnă misiune. Corect. Să depășești granițele culturale proprii și să duci într-un alt context. Da, și nu înseamnă să te duci în Africa, da, la copiii de ciocolată, nu înseamnă să te duci în India sau nu, în Filipine, ci înseamnă să te duci la cei mai aproape de tine. Cumva, misiunea începe din Ierusalim, nu? Acesta este planul lui Dumnezeu, dacă pot să aduc argumentul ăsta, că nu e vorba de o organizație neapărat. Și îmi place să discutăm aici din perspectivele unor organizații diferite. Că la urma urmei nu-i planul pe care OM-ul și-l face, nu-i planul pe care nu știu cine altcineva din alte organizații. Mântuitorul ne-a spus, a spus ucenicilor săi, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Corect. Unde? Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Corect. Interesant că planul ăsta include marginile pământului, dar include și Samaria, care era comunitatea cu care suntem mai în conflict. Așa. Corect. Cei mai dificili. Cei mai dificili oameni, exact. Și atunci noi ne-am propus să mergem acolo unde e mai dificil și să împărtășim Evanghelia cu samaritenii, vorbind metaforic, da? În cazul nostru. Cred și asta este perspectiva. Și cum spun, este planul divin, nu l-am făcut noi. Noi doar ascultăm ce ne spune Domnul. Dar vreau să-i provoc pe toți să se gândească că Dumnezeu iubește lumea întreagă. Da? Pe toți oamenii, indiferent de cât de departe sunt. Și El ne-a dat o inimă, dacă pot să vorbesc tot metaforic, dar cu o semnificație profundă, ne-a dat o inimă în care încape lumea întreagă. Amin. Dacă noi nu lăsăm ca inima noastră să fie extinsă, Pavel spunea, lărgiți-vă inima, tot spunea. Lărgiți-vă inima. Asta trebuie să facem, să ne lărgim inima, că acolo să încapă toți oamenii și să le ducem un mesaj de speranță. Mulțumesc tare mult. Domnul Murza, sunteți parte OM. Care este datoria dumneavoastră? Pentru că înțeleg că prin mâinile dumneavoastră trec oamenii care slujesc în misiune. Da, pe de o parte îl asist pe domnul Cornel Boingeanu în ceea ce face, partea de conducere. Pe de altă parte mă ocup de părți administrative, care trebuie și astea făcute. Dar rolul meu cumva principal sau focalizarea principală este pe a mă ocupa de resursele umane în misiune. Adică să vezi care sunt acei oameni potențiali misionari, potențiali lucrători care se pot alătura și pentru că au aceeași viziune. Acum, OM nu este singura organizație misionară sau cu o lucrare, cu o focalizare, pentru că fiecare are o focalizare puțin diferită. De exemplu, o organizație poate se ocupă mai mult doar de ajutorarea unor copii orfani. Și focalizarea lor este strict pe copii orfani. Da. Alții au o focalizare puțin diferită. Nu înseamnă că e ceva greșit în asta. Dimpotrivă, lăudăm pe Dumnezeu pentru că există astfel de organizații și oamenii cu care noi intrăm în contact vrem să vedem dacă ei împărtășesc viziunea noastră și cei care împărtășesc viziunea pe care o avem, încercăm să-i luăm alături de noi, încercăm să le oferim șansele de a se putea dezvolta, de a se putea manifesta așa în darurile pe care Dumnezeu li le-a dat. Și pentru asta avem români
care se alătură echipei, avem și oameni din străinătate, deci străini. În România sau străini în proiectele internaționale? Străini din alte țări. Oameni de alte națiuni. În România, misionari sau străini în proiectele internaționale? Ei vin din alte țări. Unii sunt partea OEM-ului, alții nu sunt partea OEM-ului. Ok. Și ei vin cu o inimă de misionari încoace și noi îi primim dacă ei sunt pe aceeași undă, pe aceeași lungime focalizare. Da, pe aceeași focalizare. Cu noi. Și atunci, bineînțeles, sunt acte care trebuie făcute la birou de imigrări, sunt tot felul de alte chestii administrative și prin alea trecem, dar scopul nostru este să vedem care sunt persoanele care pot să vină alături de noi în țară, respectiv în alte zone în care noi suntem focalizați ca țară. De exemplu, în zona Bulgariei, la vaporul Logos Hope și în alte direcții. Am înțeles. Deci aveți și misionari străini în România. Misionari străini. Correct. Și respectiv români care pleacă în alte părți, pleacă pe vaporul Logos Hope, respectiv în alte țări. Cred că schimbarea asta culturală face bine uneori. Foarte. Aș spune că chiar foarte bine. Cred asta. Și cu gândul acesta mă îndrept la domnul Dumitrescu, pentru că dumneavoastră sunteți tot așa un om care cunoaște alte culturi destul de bine. Aș vrea să știu ce v-a împins de la spate să vă duceți atât de departe, având în vedere că Africa noastră este destul de reprezentativă și în România. De fapt, aici am și început să lucrez. Am început să lucrez cu romii niște zeci de ani în urmă. Am înțeles. Înainte de căderea comunismului, lucram deja cu comunități de genul acesta. Și asta m-a atras în mod deosebit. Am văzut că sunt bariere culturale pe care nu le-am perceput ca atare, pentru că societatea punea niște etichete mari asupra lor. Erau considerați categorii nu numai defavorizate, dar și nedorite. Și atunci asta m-a determinat, m-a atras într-un fel să-i descoper, să văd cine sunt, să văd cum gândesc, cum trăiesc. Mergeam în vremea respectivă în casele lor, mâncam acolo ceea ce era puțin neobișnuit. Da? Știu. Dar asta m-a pregătit pentru ceea ce urma să văd și să experimentez mai târziu. Am fost plecat în străinătate la studii. În timpul acesta, studiile mele s-au concentrat asupra religiilor majore ale lumii. Și interacționând cu musulmanii, cu budiștii, am văzut că nu doar bariere religioase există acolo, ci în principal barierele culturale, pe care dacă nu reușim să le depășim, aspectul religios rămâne ceva străin pentru ei. Am vrut să revin în România, nu s-a putut la momentul respectiv și Dumnezeu a deschis o cale extraordinară către Asia. Nu ne-am gândit niciodată că vom sta mai bine de 10 ani în Asia. Am plecat inițial pentru 5 ani, dar lucrurile au mers de așa natură încât pur și simplu ne-am îndrăgostit de locul acela. Ne-a fost greu să ne și despărțim, dar da, sunt lucruri în viață care te determină să faci un pas înainte. V-ați crescut copiii în Asia? Da, ambele fete au fost cu noi în Asia. Avem o fată de 30 de ani. Acum ea a plecat cu noi când avea practic 18 ani. Tocmai intrase la facultate, a renunțat la facultate în Statele Unite, a venit cu noi în Filipine și a continuat studiile acolo. Dar cea mică avea un an când a mers în Filipine. Practic ea acolo a crescut. Wow. În anul acesta pe care l-am încheiat, de multe ori ne spunea când mergem acasă, acasă fiind Filipine. Filipine. Da, așa că inima noastră, parte din inima noastră este acolo. Cred. Așa m-ați dus să visez. În fond, da, marginile pământului sunt ale noastre, nu? Sunt provocări foarte mari. Poate că cei ce ne ascultă se gândesc că nu știu dacă aș face așa ceva. E adevărat că e un sacrificiu, dar din nou rămâne motivația pe care o avem noi de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El a părăsit gloria cerească și a venit la noi într-un context în care să ne spună adevărul despre Dumnezeu. Și așa s-a născut cea mai mare speranță a omenirii. Eu mă bucur să aud că oameni ca și domnul Dumitrescu au decis să meargă în culturi diferite. Eu am vrut foarte mult să ajung și eu undeva, dar Dumnezeu a avut alt plan cu mine, să-i ajut pe alții să meargă.
Și a fost foarte interesant, că altfel mă duceam și eu. Sunt sacrificii mari, dar bucuria cea mai mare este legată de misiune. Pentru că asta e structura pe care Mântuitorul a avut-o. Primul misionar este El. Corect. Și corect. Planul Său pentru noi este acesta. Dacă ne închidem doar pentru un context cultural, trăim noi bucuriile astea, dar nu sunt împlinire. Împlinirea adevărată este pe coordonatele astea ale misiunii. Și eu mă bucur mult să văd oameni care iau decizia asta, chiar dacă sunt copii la mijloc, pentru că am văzut în OEM, fiind internațional, am avut posibilitatea să văd diverse familii, copiii celor care au fost în misiune au un echilibru fantastic după aceea. Wow. Au niște... e ca și când fac mai multe facultăți deodată, dacă pot să dau un exemplu foarte practic. Fantastică este dezvoltarea aceasta. Deși uneori sunt sacrificii pe care trebuie să le facem, fără îndoială. Cred că numai un părinte știe cât de greu este. Drept. Pe de altă parte, multiculturalismul la care este expus un copil în misiune, i-ați expus destul de tare, este într-adevăr, zic eu, un avantaj. Evident. Sunt foarte multe prejudecăți cu care creștem. Cu cât stăm mai mult în propria noastră cultură, considerăm că alții sunt inferiori. Corect. Este corect. Ceva ce se întâmplă în fiecare cultură. Exact. Copiii noștri au avut posibilitatea să trăiască în comunități internaționale. Eu am predat la o universitate în Filipine, unde aveam studenți din peste 60 de țări. Wow. Și vă dați seama că erau expuși la comunitățile din Africa, familiile asiatice, câțiva europeni din Statele Unite, America de Sud. Deci era practic o mini-reprezentare a globului. Corect. Și au învățat diferențele culturale, le-au sesizat, au stat împreună, au crescut împreună cu alți copii de genul acesta și observ că sunt mult mai deschise fetele la a nu judeca pe celălalt, Corect. Ci a-l înțelege pe celălalt. Corect. Noi am început așa foarte frumos și foarte entuziaști, pentru că vorbim aceeași limbă din punct de vedere misionar. Ne place, ne simțim acasă în zona asta. Totuși, ce este până la urmă misiunea? Să presupunem că se uită cineva la televizor acum, care nici n-a auzit în viața lui despre ideea de misiune, decât acolo la bancă, când se duce și scrie acolo misiunea acestei bănci este să. Da? Ce este misiunea creștină? Este ceva total diferit, total altfel de cum știm noi, domnul Mărză. Din punctul meu de vedere, când mă uit la misiune, acum e adevărat, unii zic, domnule, ce faci în țara ta e evangelizare, ce faci în afara țării e misiune. Oh. Alții spun, domnule, în țară o numim misiune internă, în afara țării e misiune externă, misiune interculturală, transculturală. Sunt tot felul de denumiri, ca să zic așa. Uh-huh. Și unii le definesc probabil puțin mai specific. Mai specific. Uh-huh. Dar când mă uit în Scripturi, mă uit în Isaia 42:6, 49:6, și acolo Domnul vorbește despre faptul că te-am pus să fii lumina neamurilor. Și asta înseamnă a popoarelor. Dacă vreau să fiu lumină pentru alte popoare, înseamnă că poporul meu trebuie să fie la un alt nivel. Trebuie să fie cel care este lumină. Aha. Și asta? Nu se poate ca altcineva să vadă ce. Dacă n-am lumină, el ce vede? Mai întâi eu trebuie să am un nivel, o lumină, ca să zic așa, vorbind omenește. Da? Dacă eu n-am la mine o lampă, un felinar, alții ce să vadă? N-au ce să vadă. E nevoie mai întâi la noi în casă, da? Exact cum spunea Domnul Iisus, mai întâi din Ierusalim, Iudeia, zona asta noastră, să ne asigurăm că pornim bine. Și slavă lui Dumnezeu că în România sunt foarte multe biserici, creștini autentici, care într-adevăr pot să fie lumină. Iar pe de altă parte, așa cum spuneam, te-am pus să fii lumina neamurilor, înseamnă și pentru alte țări, și pentru alte popoare, indiferent de granițe. Uh-huh. Adică, domnule, pe un turc, iau așa doar un exemplu, da, n-am ceva cu turcii, putem să zicem și altă naționalitate. Unde îl întâlnești? S-ar putea să-l întâlnim la Brașov, s-ar putea să-l întâlnim în București, s-ar putea să-l întâlnim în Dobrogea, corect. S-ar putea în Turcia, în Bulgaria sau te miri unde? În America sau în Filipine? Și bine, dacă mă întâlnesc cu turcul, eu ce trebuie să fac? Păi, frumos să a spus. Să fiu lumină. Bun.
cum pot să fiu lumină. Și aici pornim de la o viață interioară, o viață personală cu Dumnezeu. Categoric de acolo se pornește. Da, de acolo plus ce spunea domnul Dumitrescu și ceea ce se face și în România la CRST, da? Misiunea a înțelege religiile lumii. Mi se pare foarte important să știi cu ce se mănâncă fiecare în parte ca să poți să fie o mărturie pentru omul respectiv. Că dacă nu, cred că intri foarte ușor în... Cum e? E frumos și aș puncta aici un lucru. Nu mi-am dat seama cât de mult a contribuit în cadrul misiunii mele faptul că am crescut într-o țară comunistă. Lucrând în Vietnam, în China, în țările comuniste încă astăzi, am avut un avantaj major față de mulți alți colegii mei din alte țări, pentru că eu am crescut aici, știu ce înseamnă comunismul, am fost implicat în acțiuni religioase și de susținerea bisericilor pe timpul comunismului. Ați suferit din cauza comunismului? Bineînțeles. Doar că nu suferința este ceea ce este, ce rămâne ca important. Evident. Da. Dar experiența pe care am avut-o aici mi-a prins extraordinar de bine, spre exemplu, în China. În China, în anii care au trecut, am reușit să înființăm în interiorul țării patru școli. Patru școli de misiune, practic, unde instruiam pastori laici. Ei nu pot lucra, nu pot să se instruiască. Există un singur seminar teologic deținut de către guvernul comunist, dar în rest ei trebuie să se descurce. Și aceste patru școli au funcționat extraordinar. Astăzi niciuna dintre ele nu mai este deschisă datorită condițiilor. Asta voiam să vă întreb, că știu că lucrurile sunt și mai constrângătoare. Sunt, dar cei pe care i-am instruit, ținem legătura cu ei și astăzi, ei sunt oameni extraordinari care continuă să acționeze la fața locului pe baza ceea ce noi am învățat împreună din Scriptură. Din experiența mea le-am împărtășit ce am făcut noi. De la ei am învățat foarte mult ce fac ei în contextul lor. Este o relație extraordinară. Dumneavoastră trăiți 10 vieți. Un misionar care pleacă atât și... Îmi dau seama că atâta intensitate și atâta frumusețe poți să capeți din viețile celor pe care îi întâlnești, încât este fadă viața asta în care doar vrei să ai o mașină, să ai o casă, să ai... N-are culoare. Am dreptate? Nu știu, că eu n-am fost așa. Păi da, interesant este că misiunea e un termen pe care nu-l întâlnim în Sfânta Scriptură. Corect. Ia definiții dumneavoastră mai bine. Noi îl definim și văd că și corporații, mă rog, preiau termenul de misiune, care ar putea să aibă o conotație ușor diferită, dar pot fi și asemănări de sens. Dar misiunea este bogăția asta de viață, inimă depusă într-un alt context decât cel propriu. Și planul e dat de Mântuitorul, ajung din nou acolo. Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile Pământului. Toate granițele astea trebuiesc depășite. Și interesant este că nu spune mai întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, apoi dacă mai aveți timp și pe la samariteni, apoi dacă ceva se mai întâmplă și marginile Pământului. Nu, în același timp. Pentru mine asta a fost o provocare foarte mare pe vremea când eram încă în propria mea cultură, să zic așa. Cum să fac asta? Păi trebuie să am inima deschisă pentru toți. Și ocaziile sunt fantastice. Și nu spune că unii în Ierusalim, alții în Iudeea, alții în Samaria și alții, dacă mai sunt... Nu toți trebuie să aibă preocuparea aceea. Și acum, ca unul care am fost și în slujirea asta din biserică, pastoral din biserică, vă pot spune că bisericile dinamice vii sunt bisericile care au planul ăsta lui Dumnezeu în față. Biserica nu e a noastră, e a Lui. Dacă vrem să facem ce trebuie, urmăm planul ăsta. E ca și când ne apucăm să construim o casă. Dacă nu avem un plan, reușim să facem casa? Nu reușim, că s-ar putea să venim toți cu geamuri. Iată, mă refer doar la un singur aspect, care sunt diferite și n-ai ce să faci cu ele. Ne certăm că a mea e mai bună, al meu e mai bun, al tău nu e bun. Așa mai departe. Situația asta se întâmplă în contextul în care, iată, diversitatea asta de denominații în România, în loc să urmeze planul divin, care spune ce spune, noi tot ne facem propriul nostru plan. Ori bucuria foarte mare vine din misiunea asta, care înseamnă să trăiești potrivit planului pe care Dumnezeu l-a întocmit. Corect. Odată ce l-ai descoperit, ce l-ai înțeles, te duci cu el de mână, aș spune, cu Dumnezeu de mână. Am observat că există o mentalitate în unele biserici, unele pe care le-am cunoscut prin misionarii lor,
acele biserici care trăiesc, cum spuneți dumneavoastră, sunt bisericile care au oameni trimiși pe câmpul de misiune. Adică mi-asum eu, comunitate locală, susținerea ta în Filipine, în India, în China, în diferite locuri ale pământului, unde omul respectiv este dispus să plece, să-și riște până la urmă normalitatea românească în favoarea lucrării lui Dumnezeu. Este comună treaba asta? Se întâlnește în biserici? Eu cunosc câteva, nu știu dacă sunt mai multe. Cum da, eu am văzut călătoresc mult, mai ales în ultima perioadă de timp și există, din păcate, preocuparea asta a bisericilor de a-și ține resursele pentru ei și că n-avem mult pentru asta. Dar eu tot îi provoc așa, îi întreb, unde scrie în Biblie că spune Dumnezeu caut bani și nu găsesc? Tot argintul, tot aurul este al meu, spune Dumnezeu. Domnul spune că caut un om și nu găsesc. Resursele financiare sunt deschise, dacă vreți, pentru bisericile care se angajează să facă ce spune Domnul. Altfel sărăcim, altfel nu avem împlinire. Și eu tot le dau și exemplul ăsta foarte clasic, uneori hazliu, că intrăm în apartament, luăm apă, dau drumul la robinet. Apa aia nu vine din peretele meu, că hai să ne înțelegem. Apa aia vine de pe niște conducte și legat la un rezervor. În disciplina asta, nu disciplina, în viața asta misionară, apa nu vine din buzunarul meu, apa, bani, da, nu vin din buzunarul meu. Corect. Sunt niște resurse pe care Dumnezeu le leagă împreună și când deschizi robinetul ăla, curge resursa. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să merg puțin pe ideea aceasta, pentru că într-adevăr este o preocupare majoră. Ce fac? Cu ce mă descurc? Da, dacă nu sunt angajat undeva, să zicem, și totuși am pe suflet lucrarea lui Dumnezeu, sunteți omul oamenilor acolo. Dumneavoastră îi triați, îi trimiteți, le puneți CTC-ul. cum îi ajutați să gestioneze preocuparea aceasta? Înainte să dau răspuns, aș vrea să adaug puțin la ce spunea domnul Cornel, cu un exemplu de la biserica noastră. La noi în biserică ne ajungeam greu cu banii, acum 20 ceva de ani, aproape 30 de ani, ajungeam foarte greu cu banii ca să plătim întreținerea. Facturile la gaz, la curent, mai ales după perioada de iarnă sau în perioada de iarnă. Și depinde cum veneau facturile. Când venea și partea de a mai investi, mai facem reparații, nu avem. Hai vorbește cu niște străini, poate ne ajută cu tare sau altă biserică. Sau... Stăm cu mâna întinsă și... să pice ceva. Da, da, da. Și am pus la un moment dat o regulă și am spus, noi trebuie să facem ceva. Vrem și au luat toți, au luat decizia aceasta împreună, comitetul, prezbiterii toți, de acum încolo vom investi cel puțin jumătate din ce avem noi în direcția misiunii, a evanghelizării. Și a fost foarte interesant să vedem că la sfârșitul anului am plătit toate facturile, am plătit și am trimis bani la misionari și la, pentru diferite activități misionare și încă mai erau bani. Da, da, da. Ulterior, am avut niște probleme în biserică, o parte din biserică au plecat și mă gândeam, acum îs curios să văd la finalul anului care va fi balanța. Da, da, da. Și când m-am uitat pe balanța finală, tot ceea ce s-a adunat din partea inoriașilor era mai mult decât în anul anterior. Și mi-am dat seama, domnule, aici lucrează altcineva lucrarea aceasta, binecuvântarea asta. Nu suntem noi oameni. Dacă noi ne facem partea noastră, dacă noi pornim în viziunea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o, pe care Domnul Iisus clar ne-a trasat-o, El este Cel care ne dă resursele. Apropo, la noi în biserică sunt poate 15 ani mai bine de când cred că nu s-a spus nicio predică despre zeciuială, despre dărnicie. Deci nu trebuie să cereți dărnicia curge. Extraordinar. Și atunci te uiți și îți dai seama că atunci când inima bisericii este în direcția bună, vine și binecuvântarea și oamenii de la sine sunt cei care dăruiesc pentru că simt lucrarea. Și aceasta e partea cea mai frumoasă pe care superb. Dumnezeu onorează credincioșia oamenilor care lucrează conform înțelegerii de moment. Asta înțeleg că trebuie făcut, asta fac. Până la urmă, cum să primește lumină mai mare
dacă nu străiești lumina pe care o ai. Corect, nu? Corect. Minunat. Slavă corect. Cerului pentru frumusețea modului în care el se raportează la umanitatea noastră, atât de alambicată uneori și atât de greu de lămurit. Dar el zice, da, hai fă asta, doar asta. Hai să vedem cum merge. Da, super. Nu trebuie să-L pui pe Dumnezeu la încercare. Adică, da, Biblia spune, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Nu trebuie să-L pui la încercare neapărat. El răspunde conform cu principiile pe care ni le-a dat. Noi le împlinim, El face partea Lui întotdeauna. Uh-huh. Și acum revenim puțin la întrebarea de mai înainte, vis-a-vis de oamenii care au poate probleme financiare sau nu se ajung, pleacă ca misionari și n-au suficient suport. Da, aceasta este o provocare. Sunt multe motive în spate, adică pentru care cineva nu are suportul financiar de care are nevoie. Nu știu dacă e timp să le detaliem aici sau să o parte între ele. Discutăm atât doar despre asta. Da, da, pentru că e mult de discutat în privința aceasta. Dar am văzut că fiecare persoană care e implicată în misiune, nu știu cum se întâmplă, zic nu știu pentru că revin cumva la ideea cu robinetul. Da. Nu văd țeava din spatele perelelui, nu? Nu e resursa mea, e resursa lui Dumnezeu cu care El se îngrijește. Și aici e partea aceea frumoasă în care vezi că sunt oameni pe teren, sunt proiecte, sunt lucrări, sunt oameni care au nevoie să primească, e nevoie de tot felul de investiții și în literatură, și mă refer la literatură creștină în primul rând, și în tot felul de lucruri de care ei au nevoie, câteodată de alfabetizare, câteodată de niște alimente de bază. Să pun și... Da, să pun și... sau o fântână în sat. Aveți proiectul din Bulgaria, știu, un proiect cu fântâna din localitatea aceea. Da. Și de asta spun. Deci sunt lucruri în care vezi pe Dumnezeu că El este credincios. Amin. Și am peste 30 de ani în lucrarea misionară și pot să spun următorul lucru. Niciodată Dumnezeu nu a dus lipsă de resurse. Mai degrabă au fost oameni care au avut lipsă de viziune. Corect. Și au rămas câteodată resurse nefolosite din cauza asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Merită discutată un eșir pe tema aceasta, pentru că avem datoria cumva să dăm viziunea mai departe. Dacă eu am prins-o de undeva, trebuie să o dau mai departe. Domnul Dumitrescu, cum ați prins viziunea asta misionară? Am prins viziunea misionară în primul rând de la tatăl meu. Tatăl familia meu a fost pastor, a fost implicat în misiune aici în România în timpul comunismului și văzându-l pe el, crescând în casă, având parte, eram parte din activitățile subterane în perioada respectivă, producere de literatură, distribuire de Biblii și așa mai departe, lucrul ăsta îți deschide ochii. Încep să vezi, dincolo de ceea ce este obișnuit, încep să vezi oportunități, încep să vezi provocări și pe mine m-au atras provocările de când am fost mic. Mai târziu am constatat același mod al lui Dumnezeu de a lucra și anume, El te duce uneori în teritorii, în zone în care nu te simți confortabil. Dar nu te simți confortabil nu degeaba. Și pentru că El vrea să-ți dea o nouă perspectivă, să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut până atunci. Și într-adevăr, viziunea aceasta crește în fiecare zi. Și în ceea ce fac astăzi, da? Învăț lucruri noi, se dezvoltă viziunea aceasta, pentru că niciodată nu putem ajunge la înțelegerea completă a lui Dumnezeu și a modului în care lucrează. Avem o veșnicie în față și uneori mă gândesc, Doamne, eram la biserica mamă, să zic așa, lucram cu copiii. Tot mai lucrez, dar atunci eram și eu tânără și copiii mici și la un moment dat unul dintre ei zice, de unde mă voi plictisi în cer enorm? Dar nu înțelegea de ce atâta drag de veșnicie. Și crescând eu, crescând noi, vedem că într-adevăr cunoașterea asta pe care o avem actualmente, atât de măruntă, atât de mică, ni se pare atât de fascinantă și nu mai putem fără să căutăm mai mult, să vrem mai mult. Trăim în contextul ăsta ca un fel de bulă din asta, balon din asta foarte îngust și uneori îl închidem foarte tare. Ori acolo e exact plictiseala
despre care se vorbește, că nu mai știi ce să faci, bă, ce o să... și ce o să fac în cer. Bun, veșnicia este atât de largă și spațioasă că nu o să avem timp să descoperim cam tot ce e pe acolo, ca să nu creadă cineva că e multă plictiseală. Dar fascinant este să vezi efectele lucrării astea pe care noi o facem cu sacrificii, cu dificultăți, cu observația faptului că Dumnezeu intervine. Eu în urmă cu 30 de ani m-am implicat într-o misiune, într-o comunitate de oameni săraci din zona Vrancea și am fost aseară acolo. Când m-am dus acolo, oamenii nici nu aveau ce să mănânce. Și acum... 30 de ani în urmă. Așa. Mă speriam. În urmă cu 30 de ani. Că și acum așa. M-am dus în urmă cu 30 de ani, nu acum, corect. Și am început să fac cu ei lucrurile de bază. Hai să vedem cum putem să ne descurcăm. Și au învățat ușor, ușor adevărul despre Dumnezeu împreună cum să se descurce în viață. E, acum, după 30 de ani, ca să spun clar, aseară n-aveau loc unde să mai parcheze mașinile. Deci o comunitate de oameni care s-a așezat pe niște adevăruri din astea fundamentale și au descoperit cum pot să-și întrețină viața și cum pot să se dezvolte și să fie la rândul lor o binecuvântare pentru alții. Că asta e fascinația, asta e misiunea. Că noi singuri Eu nu am rămas la un nivelul doar de a-și crește calitatea vieții, pentru că Evanghelia ne schimbă foarte tare și știți mai bine decât mine ce înseamnă să duci cu Evanghelia pe teren. Dar oamenii aceștia au căpătat și viziunea de a fi ei o binecuvântare? Exact, asta era ideea. Unul dintre ucenicii de care m-am ocupat era copil în urmă cu 30 de ani, mă rog, adolescent. Acum e primarul localității acolo. Și omul ăsta are o pasiune pentru oameni și pentru proiecte și pentru ieșirea în afară. Senzațional. Deci ăsta este impactul fantastic al misiunii. Mobilizarea aceasta despre care vorbim. Și formăm împreună un tot. Unii se roagă, alții oferă sprijin financiar, alții se duc într-o parte, dar împreună facem lucrarea asta pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem. Mulțumesc frumos. M-aș întoarce puțin la domnul Dumitrescu. Ați plecat pe cont propriu, cam așa, inițial, nu? Să faceți studii, aproximativ. Da. Da. După care ați plecat către câmpul de misiune, dar cred că într-o organizație? Da, am fost susținut de organizație. Am predat într-o universitate și, practic, salariul meu era plătit de acolo. Ok. Dar, domeniul meu fiind misiunea, nu puteam să stau pur și simplu la catedră în campusul universitar. Proiectele misionare nu aveam timp pentru cât de multe erau și ar fi fost nevoie. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, ele s-au întins pe o arie geografică enormă, începând de la Papua Noua Guinee și mergând în nordul Asiei spre Mongolia, China. Am avut experiențe extraordinare cu triburile care nu văzuseră alți oameni în Papua, sus în munți. Mi-aduc aminte că acolo trebuia să le explicăm că mai există alți oameni. Ei nu știau decât triburile care sunt pe munții din apropiere și cu care erau eventual vecini și se înrudeau. Dumneavoastră și familia sau doar dumneavoastră cel puțin inițial? Da, inițial am fost eu, pentru că acolo se ajunge doar cu avionul. Okay. Este junglă. În fiecare săptămână ei trebuie să taie iarba care crește pe pista de aterizare, care este un povârniș muntos foarte scurt. Piloții trebuie să fie foarte abil, experimentați, așa că vă dați seama. Un pilot cu un avion de genul acesta are de acoperit o zonă geografică enormă și ajunge într-un sat sau un grup de genul acesta, într-un trib, odată la două luni, cel mai frecvent. Dar avem misionari pe care i-am plantat acolo, tineri care învață limba locală și care pur și simplu sunt izolați. Nu au acces la telefon, lumină, curent, absolut nimic. Ei trăiesc acolo exact cum trăiesc oamenii respectivi. Și vă dați seama că au nevoie de susținere, de suport. Pentru asta mergeam cel mai frecvent acolo să-i susținem. M-a uimit una dintre fetele misionari care au plecat acolo. Venea din așa zisa vacanța ei de câteva zile. Și o duceam înapoi cu avionul și m-am uitat la bagajul ei. Și bagajul ei consta într-un sac mai mare. Și am întrebat-o, zic, ce ți-ai luat? Și puțin jenat așa mi-a spus, zice, mi-am luat un hamac. Pentru că mi-e greu să dorm pe jos, direct pe jos. Cu un hamac pot avea și eu. Bun, și ce ai mai luat?
luase un set de cărți cu Biblia ilustrată pentru copii, ca să le poată explica copiilor, să le arate. Să... Bun, și ce faceți voi sus? Păi i-am învățat să scrie și să citească. Wow. Pentru că acei copii n-aveau acces la educație, în principiu. Am fost în școala lor, cred că nu v-ați dori să intrați acolo, v-ați teme că se prăbușește, dar astea sunt condițiile lor. Haideți, domnul Dumitre, se prăbușesc școlile în România, care e problema. Adică... Să nu intrăm în politica de aici. Nu intrăm, nu. Dar mă uitam la bucuria copiilor acelora care s-au dus la tabla respectivă pe care scriau și ei și și-au scris fiecare numele. Observați ce banalitate pentru noi, dar pentru ei o extraordinară realizare. Da. Și apoi felul în care învață despre Dumnezeu. Ei trăiesc într-un mediu musulman în Indonezia. Să-L cunoască pe Dumnezeu acolo, în vârf de munte, unde în fiecare zi plouă la ecuator, în fiecare zi au aceeași temperatură, nu se schimbă nimic. Dar în condițiile în care trăiesc acolo, am încercat să văd voi ce mâncați. Fata asta săraca, pentru că ea venea dintr-un alt mediu și a adus și ea un sac de orez. Și mi-a spus, aș vrea să mai diversific puțin alimentația, pentru că doar cu semințele de sago pe care le găsește acolo, e foarte greu să trăiești cu aceeași mâncare zi de zi. Acestea sunt provocări, într-adevăr, dar sunt, cum să spun, îți dau certitudinea că mergi înainte cu Dumnezeu. Pe de altă parte, chiar dacă ți-ai aduce alimente care să acopere nutrițional necesitatea ta de om, poți mânca singur când copiii stau tot timpul cu ochii pe tine? Asta e întrebarea. Da, deși și noi ne adaptăm la mediul în care trăim. De exemplu, până în ziua de astăzi, noi aproape că nu mai putem mânca fără condimentele asiatice. Bine că avem și în România, nu? Da. Trebuie să explorăm mai mult zona asta. Pentru că mai este un aspect important. Povestea soțul meu, care a fost în Palawan, în Filipine, 7, nu zice, atât de fericiți erau oamenii, care nu mâncau decât rădăcină de nu mai știu ce și orez. Alea erau, asta mi-amintesc eu, deci cu 20 de ani în urmă, vă dați seama. Dar oamenii erau fericiți. Nu știau câți ani au. Habar nu au. Speranța de viață undeva 40-50 de ani. Dar erau fericiți. Mai discutăm pe tema aceasta. Aș vrea doar să amintesc un lucru. Știți cine se plictisește? Doar cel care se gândește la sine tot timpul. Foarte important. Foarte important. Eu lupt cu chestia asta în consilierea personală. Este atât de greu să scoți omul din propria existență. Dar mă rog, rămânem aici acum. Domnul Odniel, aș vrea să știu care este importanța organizației în viața celui care este chemat la misiune. Este foarte important să înțelegem că sunt într-adevăr organizații. Nu trebuie să pleci de capul tău în lumea aceasta, să te chinui singur pe nu știu unde. Dumnezeu a lăsat oameni care au instituit astfel de opțiuni ca noi să putem, cei care vor să plece pe grupul, să beneficieze de pe urma acestor organizații. Mai întâi ar trebui să fim conștienți că chiar dacă e o organizație, de fapt vorbim despre un organism. Aha. Și e vorba de organismul bisericii. Biserica e vie. Corect. Și oamenii aceștia sunt ființe vii, sunt ființe omenești care au toate nevoile. Iar de obicei cei care sunt plecați în străinătate. Acum vorbesc, de exemplu, oameni care vin din afara țării, în România, sau ai noștri care pleacă în alte contexte. Le e foarte greu, să zicem, după 3, 4, 5, 6 luni să rămână acolo. Ei de obicei își iau așa un angajament. Dom'le, 6 luni de zile sau unii chiar 2 ani. 2 ani nu mă întorc în țară. Pentru că ei știu că vine un dor de casă, un dor de mama, de tata, de comunitate, da, cum ziceați de fetița dumneavoastră, mi-e dor de acasă. Și atunci ei și-au un angajament. Dom'le, eu nu mă întorc, 2 ani de zile nu mă întorc. Dar ei țin cu dinții ca să rămână acolo și să cumva trebuie să treacă peste niște trăiri emoționale ca să poată să rămână acolo. Ei știu, trebuie să rămân, aceasta e voia lui Dumnezeu pentru mine, dar în același timp au nevoie de suport. Și aici vorbesc de un suport emoțional. Dom'le, să-i dai un telefon, să-i trimiți un e-mail, poate un WhatsApp dacă condițiile sunt ok, să-i spui ce mai faci. M-am gândit astăzi la tine. Nu știu, poate o să vergi și o lacrimă împreună,
dar îl încurajez, dă-i înainte, noi ne rugăm pentru tine. Să-l asculți. Și numai un picuț, dar să știe că tu existi pentru el. Da. Bineînțeles, da. Sunt alte lucruri ca organizație pe care le faci, administrativ, logistic, ca să-l ajuți, să poți să ușurezi anumite chestiuni de comunicare sau respectiv chiar când e nevoie să primească poate un pachet sau alte lucruri, dar dumneavoastră subliniați că cel mai important este susținerea emoțională a misionarului. A misionarului. Și aici vorbim, pe de-o parte, din partea organizației, pentru că el se simte trimis de organizație. M-a trimis organizația. Cine e la organizație? Păi trebuie să fie cineva care e cu resurse umane în misiune. Corect. Și are așteptări misionarul. Are niște așteptări. Corect. Și am observat că toți, până la urmă, au așteptări. Dar, de fapt, nevoile acestea ar trebui să le poată împlini biserica care l-a trimis. Sunt biserici mai mari care au oameni capabili, competenți în consiliere sau în comunicare. Sunt unele biserici mici care au câțiva pensionari, săraci, au și ei nivelul lor, dar oameni cu inimă totuși. Dar oamenii ăștia care pleacă, care vin, mai întâi și întâi au nevoie de o susținere emoțională, okay, în același timp și spirituală, bineînțeles, rugăciune, categoric și parte financiară, materială. Sunt cel puțin două tipuri de ajutor despre care vorbiți. Dincolo de problemele de natură financiară și materială, ajutorul spiritual, știu că acolo cineva se roagă pentru mine și oricine poate să facă asta, indiferent care conturi mari în bancă sau că nu are ce să mănânce la desert, să zicem. Dar în același timp există nevoia unui ajutor specializat, adică o persoană care să poată să susțină omul acela care este într-o cultură diferită, am astfel corect de cunoștință, absolut, lucrez corect cu astfel de oameni și știu cât de greu le este să te afli singur, tu, român sau de altă naționalitate, printre acei oameni care sunt atât de diferiți, pentru care, de exemplu, minciuna este un lucru perfect normal, iar tu vii dintr-o cultură în care este inacceptabil. Aici e frumusețea organizației, pentru că avem oameni care sunt deja în diferite țări și care pot să-i ajute la fața locului. Adică ei cunosc cultura, ei poate sunt chiar oameni născuți în țara respectivă, în cultura respectivă, sau oameni care au mers acolo cu ani de zile înainte, sunt deja obișnuiți, cunosc bine felul de a fi al oamenilor, de a se comporta, și ei pot să le fie de ajutor. De aici cumva se lucrează pe două părți. Adică persoana care e deja acolo și ajută tot din partea organizației și respectiv și din țară. Poate că e important de precizat că s-ar putea să șocheze pe unii. Că nu noi, organizația, trimite misionarii, ci bisericile trimit misionari. Dumnezeu a ales biserica să fie misionar. Rolul nostru ca organizație este să facilităm asta. Faceți legătura asta între biserică și câmpul de misiune. Și atunci noi avem toată înțelegerea a ceea ce înseamnă deplasarea acolo, corect, ajustarea corect în contextul corect cultural respectiv, tot, pentru că avem o experiență vastă internațională. Și atunci noi suntem o verigă de legătură corect între biserica locală, care trimite un misionar care nu poate să aibă înțelegerea a tot ce se întâmplă în lume, și câmpul respectiv de slujire. Și este important, cum spuneați, că nimeni nu se poate duce așa de capul lui, hai că mă duc eu undeva în marginea lumii. Trebuie să ia legătura cu o organizație care ajută să se stabilească foarte corect structura respectivă de lucru acolo și grija de care vorbeați și așa mai departe. Și atunci, ăsta e rolul nostru ca organizație. Pare să fie un pic mai neimportant, dar pe noi ne interesează să sprijinim bisericile locale. Și dacă pot să punctez asta, eu cred că este vremea României să devină țara care să aibă impact în misiunea mondială. Vis-a-vis de e vremea României. Americanii, mă întorc la americani. Soțul meu a făcut un training în America, pentru că acolo a fost pre-misiune. Și s-a spus așa, noi avem nevoie de oameni ca voi, românii, pentru că românii au inimă misionari, au încă scânteia aia, dorința aia de a fi pe câmpul de misiune. Așa spuneau ei, pe vremea aia. Nu știu cum e acum. Dar se pare că, într-adevăr, românii au ceva ce poate culturilor mai avansate le lipsește. Nu știu în ce măsură. Sunt convinsă poate că și ce spunea domnul Dumitrescu, și eu am trăit în perioada comunistă, sau experiențele cu sărăcie, sau o grămadă de alte experiențe trecute pe care noi le putem ușor preda altora sau transfera altora. Da, corect. Și atunci, cred că România este și în faza în care să aibă suficiente resurse financiare
Eu vreau să contrazic pe cei care zic că nu suntem săraci, că nu avem bani. Nu este adevărat. Uitați-vă avem suficiente stradă, resurse, exact. Avem suficiente resurse. Problema este că noi nu înțelegem cum să folosim resursele noastre și le folosim doar pentru noi și nu ne ajunge niciodată, cum spuneați mai devreme. Devenim extrem de plictisiți și lipsiți de pasiune că nu ne ajung resursele. Dar este mai multă bucurie să dai decât să primești, spune Scriptura. Asta încercăm să le predăm copiilor încă de mici și sunt așa de multe lucruri de discutat, dar vom rămâne totuși în domeniul misiunii. Eu le spun copiilor mei asta, dar ei nu înțeleg încă binecuvântarea asta a dărniciei, așa cum o consider eu acum. Dar eu nu am primit. Eu am oferit, dar eu nu am primit. Bine, să zice că-s mai mici. Da, pot să vă dau un exemplu? Vă rog. Câteva săptămâni în urmă vorbeam cu băiatul meu, care este și el în misiune. Și n-a vrut să fie, nu? Când vorbeam eu în adolescență, nu, așa ceva, nu. Sunt fascinat că domnul Dumitrescu a urmat modelul tatălui. Este superb. Și a ajuns în misiune și vorbeam la un moment dat, măi, e greu așa, nu ai resurse. Aia zic, nu știi tu, îmi zice mie tati, că ne descurcăm, Dumnezeu poartă de grijă. Zic, măi, dar până la urmă tu de ce ai intrat în misiune? Că nu știu. Păi zice că te-am văzut pe tine. Ce ai văzut la mine? Păi zice că am văzut când ai luat salariu odată și ai dat o mare parte din banii de care aveam noi nevoie pentru misiunea din China. Eu am rămas șocat că nu m-am gândit atunci și de-aia încurajez că să faceți ce faceți. Că el a văzut lucrul ăsta, da. Eu nici n-am avut în plan să-i arăt lui că nu știu ce. Era o chestiune de rutină a vieții, să spun așa. Da. Dar el a văzut asta și s-a avut un impact foarte important. Fantastic. Foarte important, pentru că și în psihologie gândind, nu, copilul meu sau urmașul meu, așa cum este el, nu face ce-i spun eu, ci corect. Mult mai mult copiază ceea ce sunt eu. Așadar, exemplul este primordial. Da. Aș vrea să discutăm puțin despre cele mai mari dificultăți pe care le întâlnim în misiune, dar nu la nivel general, și să ne apropiem, pentru că timpul trece așa de repede, și aș vrea să discutăm puțin despre ceea ce a dezvoltat în România, fiecare în parte, pentru că aveți niște câmpuri de misiune, de data aceasta, mai neconvenționale. Nu sunt acelea cu plecul EFM-ul sau plecul OEM-ul sau plecul nu știu cine. Nu, este ceva ce v-ați asumat personal. Deci aș vrea să discutăm puțin despre misiunile acestea asumate personal și dificultățile întâmpinate pe câmpul de misiune pe care singur vi l-ați creat. Eu pot să zic așa, provocarea asta care a venit personală pentru implicarea în misiune a avut loc cu ani în urmă când cineva mi-a zis: tu nu ești pastorul, doar pastorul comunității de credincioși pe care tu o ai. Tu ești pastorul orașului, îmi spune. Zonei în care slujești, nu? Și a zonei. Zic, nu se poate, nu, dar de ce spui asta? Zice, Mântuitorul spunea, referindu-se la oamenii care sunt și numindu-le oi. Da? Dar metafora este aia potrivită. E grija păstorului pentru oile sale. Corect. Spune, m-am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Și pe acestea trebuie să le aduc. Provocarea mea a fost atunci, a să văd cum mă duc la oamenii ăștia care sunt dincolo de contextul meu cultural. Dincolo cum de, să ajung la ei? De gard, nu? Exact. Cum să ajung la ei? Și atunci mi-am făcut provocarea asta. Mă duc pe stradă să mă întâlnesc cu oamenii care au cele mai multe nevoi. Mă duc pe canalele în perioada trecută. Acum nu mai sunt, trebuie să am grijă cum vorbesc eu. Le înghesui pe toate acum așa. Mă duc în canale să văd ce fac oamenii aia, cum pot fi ajutați. Și am fost foarte mirat să văd că mulți au găsit transformarea vieții și au găsit echilibru vieții. Știți ce provocarea mea pentru dumneavoastră? Vă lansez acum ca să fie așa în direct. Fiți atent. Am să vă rog să veniți o dată în emisiune cu oameni pe care Dumnezeu i-a salvat de acolo. Planificăm. Categoric. Cu drag. Pentru că eu știu că sunt niște oameni pe care cred că și eu îi cunosc și aș vrea să le aflăm mărturia. Cu mare drag. Domnul Dumitrescu, pentru că se leagă direct de ce spune dânsul, ați venit în România de puțină vreme. Încă vă adaptați României actuale. Probabil că ați plecat într-o vreme în care România arăta total diferit. Ați venit într-o Românie în care copiem și noi țările celelalte cu oamenii străzii. Suntem din ce în ce mai mult sau nu știu cum este. Ei sunt întotdeauna acolo. Trebuie doar să avem ochi pentru ei, să-i vedem. În orice societate am călătorit, există oameni care locuiesc pe stradă, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Corect. Orașele au sau ne oferă o oportunitate de misiune specială. De aia o și numim misiune urbană.
Uh-huh. Misiunea aceasta urbană trebuie să îți deschizi ochii față de nevoile orașului, să spunem așa, ale oamenilor care trăiesc aici. Uh-huh. Ori, de cele mai multe ori, categoria aceasta a oamenilor care locuiesc pe stradă este ascunsă, în cel mai fericit caz, în așa fel încât să nu deranjeze pe ceilalți. Uh-huh. Dar ei există, ei sunt acolo. Vorbea domnul Bolingeanu despre canale. Astăzi nu mai au voie să stea în canale, dar sunt pe stradă, sunt sub cerul liber. Acum, când temperaturile sunt sub 0 grade, ei dorm pe o bancă, pe un carton. Unde apucă? Unde găsesc? Eu, mi s-a părut mie, sau și prin gări, se mai adăpostesc? Sunt în gări, sunt în vagoanele din triaj, sunt peste tot unde găsesc un loc cald. Uneori o să-i vedeți pe guri de canal unde ies aburi de la metrou, de la canalizare. Chiar dimineața aceasta am dus pe fata mică, cea mică, la școală și am trecut pe lângă un om întins pe o gură de canal chircit în jurul ei să se încălzească. Să beneficieze toată căldura care vine de acolo. Și îi întâlniți peste tot. Uimirea mea a fost că cei cu care lucrez acum, pe care i-am descoperit exact acum un an, sunt în centrul Bucureștiului, sunt în inima orașului, în punctul zero, dacă vreți. Da? Acolo și-au găsit un loc de supraviețuire. Nu sunt băgați în seamă, sunt înjurați, sunt scuipați, sunt îndepărtați, dați jos din mijloacele de transport în comun pentru că miros. Uneori nu sunt lăsați să intre în magazine să-și iau o pâine, tot pentru că miros. Nu stă nimeni de vorbă cu ei. Ori, când am început să lucrez cu ei, asta mi-au spus din primul moment. Dumneavoastră stați de vorbă cu noi, cu noi nu stă de vorbă nimeni. Adică nu foamea era problema lor cea mai mare. Era și foamea, nu era nicio... Nu, deci eu nu vreau să romantizez situația asta, dar eu observ că dincolo de nevoile de bază ale umanității, da, ne trebuie hrană, ne trebuie îmbrăcăminte, ne trebuie un adăpost în care să ne împlinim nevoile astea primare, nevoia de a fi validat ca ființă umană. Exact. Demnitatea umană. Demnitate. Practic, misiunea, așa cum o înțeleg eu astăzi, este redarea demnității umane pe care Dumnezeu dorește să o vadă în copiii lui. Bun, și întrebarea este limpede și întrebarea pentru toți, dar în mod special mă gândesc la oamenii străzii. Poți să faci lucrul ăsta când omul acela nu este recunoscut de nimeni? Te mai poate crede? Și întrebarea asta este foarte profundă. Pentru că lucrând cu oameni, în mod direct, nu cu oamenii străzii, cu oameni care au un statut frumos, uh-huh, care poate au și titluri academice bogate, dar pentru că ei nu au fost valorizați niciodată ca ființe umane, greu le vine a crede ce le spun eu. Ești o ființă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ești copil de Dumnezeu, ești fică de împărat, ești fiu de împărat. Ai demnitate. Greu ajung la inima omului să-i redau demnitate. Nu eu, Dumnezeu. Deși să știți că oamenii aceștia, care astăzi sunt bine, dar au o problemă socială și psihologică la un moment dat, se raportează foarte bine la oamenii străzii, doar că nu au contact cu ei. Uh-huh. Noi putem lucra ca mediatori între aceștia, aha, și ceilalți. Adică îi trimiteți în lucrare. Exact. Asta și fac de obicei, merg prin biserici și motivez bisericile, le vorbesc, le arăt imagini cu oamenii aceștia ca ei să realizeze că există. Și vă spun că răspunsul este dincolo de așteptările mele. În sensul că oamenii vor să se raporteze la astfel de persoane, dar nu știu cum să facă și unde și cu cine. Eu funcționez ca conector între mediator, ei. Mediator, exact. Cum spunea dânsul mai devreme. Exact. Și întrebarea rămâne, că nu mi-ați răspuns. Probabil că ne-am tot dus pe alte idei. Aveți un an de când sunteți în contact cu oamenii aceștia, aproximativ. Vedeți capacitatea lor de a asimila noul adevăr al demnităților? Da, categoric. Am multă experiență, dar am să vă relatez pe aceasta. I-am văzut că se chinuie să citească. Și i-am întrebat, știți să citiți? I-am spus, domnule, unul dintre ei, eu am terminat o facultate. Am ajuns pe stradă din cauza unui divorț, a unui distrugere a familiei, dar nu mai am ochelari. Bun, le-am adus ochelari. Bucurie mare. Vă dați seama, pot să citească din nou. Nu am plecat în seara aceea înainte să aud din gura lor un lucru neașteptat pentru mine. Ne aduceți și niște Biblii? Eu nu le spusesem niciodată că sunt pastor, nu vorbisem cu ei despre religie, dar era un timp scurt de când ne cunoscusem. M-au întrebat direct și nu eram pregătit. Și am spus, bine, o să vă aduc Biblii. Dar de ce vă trebuie vouă Biblii? Și îmi răspunde unul care este călugăr ortodox, care trăiește pe stradă.
Îmi spune, domnule, noi știm tradiția ortodoxă, dar tot ce știm este din tradiția ortodoxă. Noi n-am citit Biblia niciodată. Wow, ce frumos! Și mi-a spus el, cuvintele lui, îl citez, nu vrem să murim proști. Adică observați că ei își doresc să revină la statutul acela, la demnitatea aceea, la poziția aceea de copil al lui Dumnezeu. Ce frumos! Deci nu există mărturie mai puternică decât că acești oameni se recunosc pe ei înșiși ca fi și fiice de Dumnezeu. Pentru mine este mai mult decât suficient. Sincer. Pot să adaug ceva? Vă rog. Unul dintre ei, acest călugăr, odată era beat și ei când sunt beți, tac, știu că dacă vorbesc, spun ce nu trebuie. Și pentru că eu îi tratez cu respect, mă tratează și ei cu respect. Și într-o seară îl întrebam când era beat, uite, am și eu o rugăminte. Poți să-mi promiți că te lași de băutură? Și el s-a uitat la mine așa și zice, da, dar dacă îmi promiți și tu ceva, ce? Să mă faci ca tine. O, Doamne! Când auzi din gura lor lucrurile acestea, și sunt lucruri pe care uneori nu le spun, dar atunci când probabil ies din subconștientul lor, auzi așa ceva, este imposibil să... Și aveți mai mare acces la subconștientul lor când ei sunt beți. Să fie cu iertare, pentru că nu este scopul nostru, da. Să-i aducem într-o stare de degradare a conștiinței lor. Dar Dumnezeu a vorbit în momentul ăla într-un mod special. Fă-mă ca tine. Wow! Mulțumesc tare mult! Domnul Murza, care sunt provocările? Una din provocări ar fi faptul că de obicei trecem prea repede cu un tăvălug, nu mai trecem peste oameni. În sensul că suntem obișnuiți să facem evangelizare. Adică și să spunem noi. Mergem, spunem Evanghelia, am terminat de spus, am plecat și după aceea nu se mai știe ce se întâmplă. Noi ne-am făcut partea noastră. De fapt, dacă ne uităm la ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, spune că credința vine în urma auzirii. E nevoie de informație ca omul să ajungă să creadă. Corect. Și vorbesc acum, de exemplu, de contextul nostru românesc. Fiecare român aproape știe cine este Dumnezeu, cine este Domnul Iisus, cine este Duhul Sfânt, ce-i cu biserica, ce este păcat. Discutabil și aici. Bine, dar ei îți spun. Aia e păcat, aia nu e păcat. Problema este când ajungi la ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Adică să ajungi, domnule, fă-mă ca tine. Vreau să fiu și eu copilul lui Dumnezeu. Vreau să fiu în starea aia frumoasă. Da. Într-adevăr, e nevoie de credință. Cum o să crească credința în inima celuilalt? Dacă noi doar fugim dintr-o parte în alta. Și aici am descoperit că trebuie să ne oprim din loc în loc. Nu doar plecăm repede după o seară sau după un eveniment, ci pur și simplu să stai și să investești în oameni. Și câteodată o iei așa de la zero și te întrebi, oare oamenii ăștia o să priceapă vreodată ce le tot spun? Că ai impresia câteodată că nu se întâmplă nimic. Pleci și ei parcă tot la fel sunt. Dar am descoperit că de fapt se întâmplă. Credința, într-adevăr, crește încetul cu încetul, indiferent din ce domeniu vin, că unii vin din mediul ortodox sau de altă natură sau... Chiar copiii de ai pocăiților, cum zicem noi. Unii dintre ei habar n-au, de fapt, de lucrurile care duc la mântuire. Ei știu doar așa, e biserică, le intră pe ureche, iese pe cealaltă și nu sunt atenți. Urechile printre copii, îmi cer scuze că vă întrerup un pic, dar ca să vedem ideea de copiii pocăiților, că mi-a plăcut tare modul în care a spus-o. Știți ce spun copiii la grupa de studiu biblic pe care o... Da, pe aia o știm. Da, și pe aia altă o știm. Dar când stai să gândești asupra acelei... Să o însușești. Deci sunt total pe din afară. Pentru că ei au auzit toată viața lor, au fost predispuși la a gândi religios, dar ei n-au intrat în miezul experienței creștine. Experiența cu Dumnezeu. Da. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, chiar pe copiii noștri, noi nu i-am făcut misionari. În momentul în care ei se vor implica în misiune, vor înțelege și ce au știut până acum, dar vor înțelege în mod practic. Ori lucrul acesta, exact, lucrul acesta este esența vieții, până la urmă. Dacă îi vom lăsa doar cu cunoștințe biblice,
este insuficient. Exact. Dar atunci când ei vor pune la lucru cunoștințele lor biblice într-un mod practic, ajutându-i pe alții să înțeleagă ce au înțeles ei, ei devin misionari. De asta e provocarea pe care și-am văzut în ultima vreme, că m-am ocupat și eu mult de oameni de pe stradă și am început să le ofer ajutorul. Dar acum, în ultima vreme, cea mai mare bucurie a lor este să se vadă utili, cumva. Wow. Da. Da, dar atunci, nu sunt asimilați de societatea. Ba da, ba da, ajung ușor. Dacă au nevoie de un pic de sprijin. Dar acum există o grămadă de instituții ale statului care oferă sprijin și pentru aceștia și eu mă bucur că s-a schimbat adică ceva în ultima vreme. Există posibilitatea reabilitării acestor oameni? Da, există. Sunt primiți la locuri de muncă? Există, li se dă posibilitatea să fie utili? Da, eu am făcut asta. Am reușit să găsesc oameni care sunt deschiși, să-i angajeze și așa mai departe. Hai să vă dau un exemplu. Am întâlnit 6 tineri, adolescenți, nu terminase încă liceul, care au sub influența drogurilor pe stradă. Și m-au abordat să le dau ceva de mâncare, că n-am. Zic, ok, dar ce se întâmplă? Unde stați? Mă rog, au fost întrebările obișnuite și am înțeles că părinții au alungat de acasă pentru că era foarte greu, știți cum se întâmplă. Și am zis, bun, eu pot să vă ajut și să deveniți voi mai mult decât vreți voi mâncare, să fiți voi în stare să ajutați pe alții. A, ce că nu se poate. Uite, hai să încercăm. Și m-am întâlnit cu ei, am și eu un stil de ăsta, 15 săptămâni, că se spune în psihologie că dacă 15 săptămâni faci un lucru, după aia devine da, în obișnuință, în normalitate. Și zic, uite, 15 săptămâni, ne întâlnim într-un loc, unde vreți voi, hai să discutăm. În perioada asta, de timp evident că le-am prezentat și adevărul în Scriptură, pentru că eu am convingerea asta, că nimic altceva nu schimbă viața unui om, decât adevărul fundamental al lui Dumnezeu. De acord cu dumneavoastră. Eu pot să am influență psihologică, cunosc consiliere, pot să fac multe lucruri bune, dar ce face Dumnezeu, eu nu pot să. Domnul Băingean, cum spuneam, mi s-a părut fascinantă ideea aceasta. Psihologii vorbind, consilie și așa mai departe, poți să mergi de la minus 10 la minus 1, să zicem, pe scara dezvoltării de sine. Dar dacă pleci cu Dumnezeu de mână în povestea aceasta, ajungi de la minus 10 la infinit. Da, asta văzut? E partea extraordinară. Și exact asta am făcut. Hai să citim împreună din Biblie, le-am spus la un moment dat. Păi n-am citit niciodată nicio carte. Erau ăștia. Păi zic, numai bine că începe să citiți cea mai valoroasă carte. Ei, astăzi, sunt câțiva ani de atunci, ei fac același lucru cu alții. Și unii dintre ei au devenit pastori în biserică. 3 dintre ei. Hai să ne înțelegem. Okay? Deci o să vin cu ei. Fascinația este extraordinară. Nu că îi privesc de sus, că se spunea mai devreme, și bă, necăjitule, hai să-ți dau și eu ție. Ia și tu ceva de ei. Nu, nu, nu. Ci să-i văd pe ei că pot să facă ceea ce fac eu. Și ei sunt încurajați să știe că pot deveni astfel de oameni. Așa este. Îi iau o misiune cu mine. Hai să mergem, că tu poți să faci ceva. Și ei devin implicați acolo. Este vorba despre nevoia de competență pe care o avem în noi înșine. Nu ne împlinim, nu suntem fericiți, n-am cum. Corect. Dar când îi spui omului că poate, e în stare, tu poți să faci lucrul ăsta ca mine. S-ar putea să vrea, pentru că nevoia există. Eu am fost șocat să văd, că vă rog să mă credeți, acum onest, pe unii din ei nu-i vedeam în stare să facă ceva. Credeți-mă. Și mă gândesc, măcar dacă își țin echilibru vieții și nu sunt o povară mare. Ei, ăștia au devenit oameni cu influență extraordinară. Deci eu am făcut ochii mari cât cepele, cum se spune. Că nu venea să cred că poate fi adevărat. Wow. Dar asta e puterea Duhului lui Dumnezeu, întâi. Și puterea asta despre care vorbeam noi, a misiunii. Te duci tu în contextul ăla, să-l ajuți, spunându-i, hai, ține-te de mine, hai că ieșim de aici. Hai că găsim resurse să facem altceva decât faci tu acum. Și e foarte important un lucru, nu pot să nu-l amintesc. Eu sunt suficient de nebun în momentul ăsta să-ți dau ție credit, chiar dacă nici părinții tăi nu ți-l mai dau. Mi se pare fascinantă ideea aceasta. Eu sunt cu tine aici chiar dacă nimeni nu te mai recunoaște. Sunt suficient de... Am nebunia cruci, sufăr de nebunia cruci, dar sunt acolo, alături de tine, când nimeni nu mai este. Și aici mă mai opresc asupra unui aspect. Domnul Murza a spus foarte frumos, e nevoie să rămâi acolo. Păi mi-amintesc de călătorile misionarele lui Pavel. Păi el nu stătea o lună. Nu. Stătea ani întregi. Da, corect. În zonele respective. Și dădea cu mâinile sale, cu gura sa, cu viața sa, dădea mărturie. Și nu doar. El scria scrisori după ce pleca de acolo. Deci rămânea în contact, ceea ce spuneați dumneavoastră că faceți cu oamenii. Exact. Cu care ați colaborat în misiune. Superb. Când vorbesc cu oamenii și le spun cu creștini.
e mai greu să faci ucenicie decât evangelizare. Unii fac ochii mari, nu se poate. Pentru că, da, câteodată e greu să organizezi evenimente, câteodată parcă e așa de greu să intri în discuție cu cineva, adică pur și simplu intri în intimitatea omului. Corect. Poate ți-e rușine, poate ți-e frică. Și la unii se pare asta e partea cea mai grea. Nu, asta e partea cea mai simplă până la urma urmei. Dar să-l ajuți pe om să se transforme, să înțeleagă niște lucruri, să clădești în el ceva, aia e mai greu. Așa pentru este. Că trebuie să stai lângă el și să-l înțelegi. Și e mai greu. Mai ales dacă zidești la o comunitate. Și ai mai mulți pe care trebuie să-i ajuți, da. Nu doar unul. Și la nivele diferite. La niveluri diferite, da. Ei, aici mi-e place tare mult. Am pus pe picioare de vreo două luni, chiar peste două luni, un grup foarte frumos de suport pentru creștini, din punct de vedere psihologic și spiritual. Deci oamenii ăștia au spus, ne-a lipsit întâlnirea de data trecută. Nu ne-am întâlnit de anul nou. Interesant. Sunt oameni deștepți, oameni capabili, oameni care au nevoie de un loc în care să crească. Sau ca să ofere. Nu neapărat să crească, pentru că ei sunt la un nivel bun, dar vor să ofere altora. Și sunt acolo, suntem împreună. Este ceva extraordinar ce se poate întâmpla. Și da, nu sunt la același nivel. Oferind tot cresc. Așa este, nu suntem la același nivel. Dar știți cât de mult ne îmbogățim unul pe celălalt? Pentru că adevărat. Celălalt vine cu ceva ce mie îmi lipsește, chiar dacă eu s-ar putea să am pretenția că-s mai... am o pretenție că-s mai... Dar nu-s de fapt. Cineva are experiență mai multă decât mine în anumite domenii. Oh, ce frumos! Nu m-aș mai opri, însă trebuie să ne apropiem de final. Și am să vă rog să lăsați un gând. Suntem aproape de final, mai avem 3 minute, să zic așa. Aș vrea să vă rog să lăsați, ca și cum ați lăsat cu limbă de moarte către telespectatorii noștri, ce înseamnă misiunea și ce i-ați îndemna pe oamenii aceștia să facă, să fie, astfel încât să-și trăiască viața la maximum. Ca și cum dacă mâine sau peste un an n-ar mai fi. Cum să arate viața lor, a acestor creștini care ne urmăresc? Ca să nu-și regrete, pentru că nimic nu-i mai greu de dus decât regretul că nu ai fost, nu ai făcut, nu ai știut, nu ai... La final, spunea Irvin Yalom, marele psihoterapeut, nimic nu este mai greu de dus la marginea mormântului decât regretul. Așa că am să vă rog, cine dorește să fie primul, să conchidă cu acest îndemn puternic care să ajungă la inimile, ca și cum ar fi ultimul îndemn pe care îl dați, inimilor care vă ascultă. Cea mai mare împlinire a vieții umane și a comunităților de credincioși este să se așeze pe coordonatele misiunii pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi. Este exact ce spuneam în Mântuitorul, călcați, ce spuneau apostolii, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și modul ăsta de viață este viața care aduce cea mai mare bucurie, cea mai mare împlinire și nu sunt regrete. Amin. Mulțumesc tare mult, domnul Cornel Băingeanu. O plăcere, ca de obicei, să comunicăm, pentru că rezonăm. Avem niște teren comun pe care... E drept. Mulțumesc. Domnul Murza. Da. Le-aș spune să îndrăznească să iasă din confort sau zona de confort, oricare ar fi ea. Doare. Acel cineva care are nevoie de tine poate să fie, poate chiar în familia ta. Exact. Și de acolo trebuie să ieși din zona ta de confort. Și acolo. Și să începi să investești cu răbdare. Pentru mine... Ideea asta a uceniciei pe care ne-o dă Domnul Iisus în Matei 28. Mergeți și faceți ucenici. Secretul e, Domnule, să ajungă El să fie ca Domnul Iisus. Eu sunt așa cum sunt, poate mai am puțin și gata. Dar să ajungă și altcineva ca Domnul Iisus. Să fie ucenicul lui. Și merită investiția. Amin. Singura investiție care rămâne, nu? Singura, până la urmă. Mulțumesc tare mult, domnul Murza. Mulțumesc. Domnul Dumitrescu. S-ar putea să nu reușim să ajungem la oameni sau să le explicăm Evanghelia așa cum o înțelegem noi. Dar o putem exemplifica. Și modelul Domnului Hristos ar trebui să rămână pentru fiecare dintre noi. El, da, s-a întrupat, a devenit ca noi, dar nu ca unul obișnuit, ci ca rob. Pentru că a vrut să slujească, să ne ajute să înțelegem pe Dumnezeu. Ori, asta putem face și noi, la asta suntem chemați. Mijlocitori între Dumnezeu și om.
să îi ajutăm pe oameni să-L înțeleagă pe Dumnezeu în mod practic, în mod familiar, în mod, cum să spun, la nivelul de bază, de jos. Exact. Oamenii au nevoi fundamentale și prin nevoile acestea îl cunosc pe Dumnezeu. Dragi telespectatori, rămâneți cu noi, urmează Tolba cu povești cu Abi Sârbu. Îți mai aduce aminte cine era Ezechia? Era împăratul care l-a iubit pe Dumnezeu și care l-a făcut pe poporul Israel puternic și fericit. Iar acesta a fost un timp minunat. Însă, după moartea lui Ezechia, situația poporului s-a înrăutățit. Au urmat apoi împărați care nu-l iubeau pe Dumnezeu și care se rugau la fel și fel de chipuri. Iar poporul făcea la fel ca și ei. Astfel, oamenii l-au uitat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu avusese multă răbdare cu ei. Le-a atras atenția de multe ori, i-a iertat de multe ori, dar oamenii din popor nu voiau să-l asculte. Și atunci au primit o pedeapsă îngrozitoare. Soldați străini au năvălit în țară, au devastat Ierusalimul și au dat foc templului. Toți locuitorii au fost luați și duși în țara din care veneau soldații. Acolo trebuiau să muncească pentru un împărat străin. Și au rămas mult timp, foarte mult timp, până ce a trecut mânia lui Dumnezeu. Țara aceea străină se numea Babilon. Împăratul cel străin se numea Nebucadnețar. Împăratul Nebucadnețar era un împărat foarte bogat și foarte puternic. Era stăpân peste o jumătate din lume. Locuia într-un palat minunat și avea o mulțime de servitori. Dar nu erau servitori obișnuiți, ci toți erau prinți, căci împăratul era un împărat așa de puternic încât nu voia să aibă decât servitori aleși. Printre ei erau 4 prinți din poporul Israel, pe unul îl chema Daniel. Era însă foarte greu și periculos să-l slujești pe Nebucadnețar, căci împăratul era încrezut și foarte sever. Când un servitor greșea ceva, Nebucadnețar cerea să-i se taie imediat capul. Dar Daniel și prietenii lui nu se temeau. Ei îl iubeau pe Dumnezeu și ziceau, Domnul va veghea întotdeauna asupra noastră. Era noapte, toți oamenii dormeau și împăratul Nebucadnețar dormea. Și iată că a avut un vis foarte curios, s-a trezit de groază, așa de neobișnuit era visul. Dar când s-a trezit, de-a binelea, a uitat tot ce visase. Inima îi bătea cu groază din cauza visului și nu mai putea să doarmă. El era sigur că visul său voia să spună ceva. Atunci a chemat toți servitorii cei mai înțelepți, care pretindeau că citiseră multe cărți groase și că știau totul. Și când s-au înfățișat înaintea împăratului, acestea le-a spus: am visat un vis și vreau să știu ce înseamnă. Înțelepții s-au aplecat adânc asupra lui și au zis: o, împăratene, povestește-ne ce ai visat și noi vom spune ce înseamnă. Dar împăratul a zis: nu! Voi trebuie să-mi spuneți și ce am visat. Dacă veți putea face acest lucru, vă voi da mulți bani. Dar dacă nu, vă voi tăia la toți capul. Înțelepților li s-a făcut tare frică. Dar împărate, strigară ei, cum să știm noi ce ai visat? Nu există niciun om pe lume care să-ți poată spune una ca asta. Atunci s-a înfuriat împăratul foarte tare și a strigat: toți sunteți niște mincinoși. Ziceți că știți totul, dar nu știți nimic. A chemat soldații să le poruncească să taie capetele tuturor înțelepților. Soldații s-au dus cu săbile lor ascuțite prin toată țara și au ajuns și la Daniel. Daniel și prietenii săi erau slujitorii lui Nebucadnețar și ei trebuiau să fie omorâți. Dar Daniel s-a dus la împărat și i-a spus: o, împărate, ai putea aștepta până mâine? Poate că mâine voi putea să-ți spun ce ai visat. Împăratul căzut de acord. Atunci se întoarse Daniel la prietenii lui și le zise: unul singur știe ce a visat împăratul. Acela este Dumnezeu. Să-i ceră lui Dumnezeu să ne spună. Prietenii au făcut întocmai și când s-a făcut noapte, Daniel a visat visul pe care îl visase împăratul și Dumnezeu i-a spus ce însemna visul. Ce bucuros era Daniel, îi mulțumi lui Dumnezeu și a fugit repede la împărat. Împăratul l-a întrebat: poți să-mi spui exact ce am visat? Nu, împărate, zise Daniel, eu nu ți-o pot spune, niciun om nu poate spune. Dar există un Dumnezeu în cer care știe totul. El mi-a spus ceea ce ai visat tu și apoi i-a povestit visul. I-a spus: o, împărate, ai văzut un chip mare de tot. El era așa de mare cât ai speriat de el. Capul era din aur și pieptul din argint.
pântecele erau din cupru și fluierele picioarelor din fier, iar labele picioarelor din fier amestecat cu lut. În apropiere era un deal. De pe deal s-a rostogolit o piatră și a lovit picioarele chipului, iar acestea au căzut și piatra le-a distrus. Nu a mai rămas nimic din el și piatra s-a făcut cât lumea întreagă de mare. Iată visul tău, împărate. Și știi tu ce înseamnă? Ei bine, piatra a fost mai mare decât chipul. Asta, așa este și Dumnezeu, mai mare decât toate împărățiile din lume. Asta înseamnă visul tău. Împăratul Nebucadnețar rămase foarte uimit. Acum și aducea aminte că visase întocmai. El a zis: „O, Daniele, ce puternic este Dumnezeul tău!” I-a dat lui Daniel tot felul de lucruri frumoase și scumpe și a hotărât ca acesta să fie servitorul său cel mai ales, stăpânul tuturor servitorilor. Iar cei trei prieteni ai săi au devenit și ei oameni de vază. Ei îl iubeau pe Dumnezeu și de aceea Domnul se îngrijea de ei. Însă și cei trei prieteni au trecut prin mari încercări, despre care vom vorbi săptămâna viitoare. O banală întâlnire cotidiană se poate transforma în ceva ce îți schimbă radical viața. Așa i s-a întâmplat femeii de la fântână. De ce? În ciuda banalității evenimentului, persoana întâlnită era însuși Hristosul așteptat. Atunci a aflat ea despre adevărata închinare. Tu știi cui să te închini? Dacă nu, caută răspunsul în Cuvântul lui Dumnezeu alături de Mircea Avram la Meditația Biblică. Dragi prieteni, iată-ne în această ocazie deschizând Cuvântul lui Dumnezeu și în ocazia aceasta aș vrea să vă aduc aminte de o istorisire pe care Biblia ne-o povestește. La un moment dat, Mântuitorul, ostenit de drum, face un popas și întâlnindu-se cu o femeie care era tare preocupată de nevoile ei, dialoghează cu Hristos și acesta îi cere să bea apă, însă avea o lipsă. Îi lipsea găleata. Dialogul se precipită și Hristos îi spune multe lucruri pe care femeia aceasta le simte ca o străfulgerare în inima ei. Însă își dă seama că cel cu care stă de vorbă nu este o persoană simplă, nu este un oarecare, nu este cineva cu care s-a întâlnit la întâmplare, ci este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Așa că în tot dialogul lor, în parcursul frumos, dar ușor spinos pentru această femeie, principalul subiect nu este găleata, ci principalul subiect este dorința femeii de a se închina lui Dumnezeu. Trăim vremuri ciudate. Unii ar spune că sunt cele mai bune, alții ar spune că au mai fost vremuri de genul acesta și că nimic nu e nou sub soare. Însă când femeia aceasta îl întreabă pe Hristos: „Doamne, în ce fel? Cum? Cui să ne închinăm? Arată-ne cum!” Pentru că unii spun așa, alții spun în altfel, dar tu ce părere ai? Hai să vedem ce a răspuns Hristos. „Femeie, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.” Îmi trec prin minte multe istorisiri, dar vreau să poposim asupra uneia. Naufragiați pe mare câțiva călugări cu dorul de a-L vesti pe Dumnezeu oamenilor plecați în misiune, ajung și se izbesc de o insulă. Corabia sau barca în care se aflau se strică și găsesc trei oameni. Le spun acestora Evanghelia, încearcă să le explice. Ei spun că cineva cândva li s-a arătat și ei știu doar așa să se roage: „Trei noi, trei voi, Doamne, ai milă de noi.” Călugării, văzând modul în care aceștia se rugau, au zis: „Nu-i corect. Voi trebuie să învățați rugăciunea Tatăl nostru.” Și în timp ce își reparau barca preț de câteva zile, aceștia au fost învățați și au învățat pe acești trei oameni pe care nu-i cunoscuseră până atunci rugăciunea Tatăl nostru.
și-au luat bună la revedere de la ei, au plecat și în timp ce erau departe în larg, își căutau casa, deodată pe apă văd pe acești trei oameni care strigă: iubiți părinți, cum era rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, am uitat de aici. Aceștia, văzând că ei aleargă pe ape, le-au strigat: rugăciunea voastră este bună, rugați-vă în continuare ca și până acum. Care este tâlcul sau morala acestei istorisiri? Închinarea curată nu este doar în adevăr, ci este și în duh. Avem nevoie ca nu doar să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod dogmatic, dacă vreți chiar doctrinar corect, ci avem nevoie ca acolo să fie Duhul lui Dumnezeu, acea scânteie. Degeaba ai o mașină frumoasă care arată bine, a costat mult, are o caroserie impecabilă, dacă ea nu pornește. Fără aprinderea motorului, fără acea scânteie, este imposibil, dacă vreți, să pornească mașina. Așa că nu este suficient să ai o înfățișare plăcută, să fii un om plăcut, ci e nevoie și de chintesența vieții, de bunătate, de un suflet curat, de o inimă caldă și, dacă vreți, de o minte ageră, limpede și care să gândească bine și frumos. În parcursul dialogului lui Hristos cu femeia aceasta, Hristos îi spune: femeie, problema ta nu este găleata. Problema ta e nu că scoți apă de aici și nu te-ai săturat, ci problema ta este că nu știi cui să te închini. Inima ta n-a găsit acea pace, n-a găsit acea bucurie și n-a găsit mângâierea închinătorului care se închină în duh și în adevăr. Adesea noi alergăm în multe părți și în multe feluri și încercăm, căutăm, ne zbatem, mergem la tot felul de oameni, mergem în tot felul de locuri și sufletul nostru nu găsește pacea. De ce? Pentru că ne lipsește nu găleata cu care scoatem de atâția mari de ani apă și tot nu ne săturăm. Nu, suntem experți la a scoate apă care nici nu satură, nici nu folosește la nimic, ci mereu tot alergăm, ostoindu-ne sufletul. Însă, haideți să fim atenți la ce îi spune Hristos acestei femei cu dragoste, pentru că dacă am face liniște în sufletul nostru și în mintea noastră, aproape că am putea să auzim șoapta femeii. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a spus: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Dragii mei, ori de câte ori alergăm în stânga, în dreapta, în lumea aceasta plină de tot felul de mreje, de încercări, de necazuri și de suferință, aduceți-vă aminte și nu uitați. Dacă vreți, puneți ca o piatră de hotar în inima dumneavoastră gândul acesta: Hristos este acela care vrea să-ți vorbească. Hristos este acela care nu caută altceva decât o închinare curată. Și ca să te poți bucura ca această femeie, să poți alerga, să poți spune și altora: nu cumva acesta este Hristosul? Trebuie să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Iar acela care caută, găsește. Cel ce bate, va găsi o ușă deschisă. Iar cel ce pune întrebări, va afla răspunsuri. Dumnezeu este acela care le oferă tuturor. Cândva, doi oameni se plimbau triști și se uitau unul la altul, depănând amintiri care le provocau numai durere. Deodată, un al treilea se apropie de ei,
le urează seară bună și începe să dialogueze cu ei. Nu-i interesant? Parcă e un scenariu pe care îl vezi câteodată pe străzile orașului, între oameni poate trecuți de o anumită vârstă și încep să discute și, uitându-ne la pasajul din această ocazie din Scriptură, regăsim acest scenariu. Mântuitorul trece pe lângă Luca și Cleopa, care, frământați de evenimentele ce s-au întâmplat în timpul în care Hristos a fost răstignit, a fost batjocorit și a înviat, dar ei nu pricepeau acest lucru, Hristos vine și îi întreabă: despre ce vorbiți aici? Care-i subiectul? Ce arde atât de tare? Iar aceștia încep să spună: dezamăgiți, noi credeam că El este acela. N-ai auzit de Hristos, de Iisus din Nazaret, proroc puternic în fapte, în cuvinte, în care noi ne-am pus toată nădejdea și pe care stăpânirea, marii preoți, conducerea l-a pus la colț, l-a răstignit și a bătut joc de el și odată cu el au fost năruite speranțele noastre. Hristos ascultă, cântărește, iar apoi cu dojană în glas începe să le tălmăcească scripturile, deschide înaintea lor frumusețea cuvântului. O, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să pricepeți tot ce au spus prorocii? Altfel spus, când începeți să-L credeți pe Dumnezeu? Când începi să crezi Scriptura? Când? Poate că a venit timpul. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și apoi să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dar când s-au apropiat de satul în care trebuiau să meargă, el s-a făcut că vrea să se ducă mai departe. Și aici este, dacă vreți, rugăciunea cea mai frumoasă pe care orice om muritor i-o poate face lui Dumnezeu. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci e spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Vedeți dumneavoastră, iubiții Domnului, ori de câte ori suntem abătuți, iar speranțele noastre sunt năruite, iar lucrul ăsta nu-i de puține ori. Planurile pe care le facem uneori sunt distruse și sunt complet date la o parte și ne trezim în fața unor situații la care nu ne-am fi așteptat. În același fel, Luca și Cleopa treceau prin acele momente. Însă vine Hristos și le spune: răspunsul vostru este la Dumnezeu, dar nu oriunde, ci în Scripturi. De aceea, provocarea mea pentru sufletul meu și pentru sufletul dumneavoastră rămâne aceasta: de a căuta răspunsuri nu la oameni, nu la mari preoți, nu la farisei și la cărturari, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus le-a deschis scripturile și le-a explicat, le-a arătat, i-a învățat de acolo tot ce era cu privire la el. Și în modul acesta ochii lor s-au deschis. Iar ei, văzând apropierea acestui străin de scriptură și pentru că timpul era spre înserate, bunăvoința lor, dragostea lor, i-a făcut să-i spună: rămâi cu noi, e spre seară și ziua aproape a trecut. Dacă vreți, aceasta este rugăciunea
sufletului oricărui credincios care așteaptă cu drag și dor revenirea lui Iisus. Rămâi cu noi, căci ziua aproape a trecut și vine noaptea lumii acesteia și am vrea să rămâi cu noi. Nu știm cum va fi noaptea aceasta, nu știm ce ne așteaptă în această noapte, însă știm un lucru, că dacă Tu rămâi cu noi, teama și groaza din timpul nopții nu vor avea niciun impact asupra noastră. Niciodată, când stai cu Dumnezeu alături, fie noapte, fie beznă, fie zi lumină, încercarea va fi mai ușoară, iar greul nu va mai fi greu. De aceea mă rog și nădăjduiesc ca această rugăciune să fie, să rămână pe buzele noastre, astfel încât în noaptea aceasta a vieții, indiferent cât de lungă sau de scurtă este ea pentru fiecare, Hristos să rămână cu noi. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Dragostea de semeni nu este facultativă, este de fapt testul adevăratei convertiri. Un om născut din nou este un misionar, pentru că, asemeni femeii de la fântână, nu poate să tacă, ci duce vestea bună tuturor. Tu ce vești bune vei duce astăzi semenilor tăi? Am ajuns la finalul ediției de azi și în numele echipei de la Comorile Înțelepciunii vă mulțumesc pentru prezență și interes. Și pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt, vă las în compania rubricii Biblia la rând. Sunt Narcisa Ispas. Până sâmbăta viitoare, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare! Luca, capitolul 22. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului ca să îl dea pe Iisus în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele, ca să mâncăm. Unde voiești să ți-l pregătim? L-au întrebat ei. El a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i stăpânului casei. Învățătorul îi zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli și el a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis să luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o, le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții
cine din ei să fie acela care va face acest lucru. Între apostol s-a iscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și cei ce le stăpânesc li se dă nume de binefăcători. Voi să nu fiți așa. Și cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește mai mare? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenind cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și până la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori când nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el a zis, acum dimpotrivă, cine are o pungă să o ia și cine are o traistă de asemenea să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să își cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise, el a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el le-a zis, destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei pe muntele măslinilor și ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei la o aruncătură de piatră și a încenunchiat și a început să se roage. Zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să îl întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și ea a găsit adormiți în întristare. Și le-a zis, pentru ce dormiți, sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gulată. Și cel ce se chema Iuda, unul dintre cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să îl sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce aveau să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul dintre ei a lovit pe robul mai mare lui preot și i-a tăiat urechea dreaptă, dar Iisus a luat cuvântul și a zis, să lăsați-i până aici. S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniile străgerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și ciomege, în toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot și Petru mergea după el de departe.
Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la parafocului și s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Și chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Petru și-a adus aminte de vorba pe care îi spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. A ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau și l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rostau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor și au zis: dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede, și dacă mă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis: ești tu, dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns: acum, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci, ei au zis: ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.